A? Ce spuneți, dragii mei? Vă place așa? Cam genul meu de episod, nu? Caterinca maximă, mâncare bună, lăutărie, e fix ce trebuie. Astăzi sărbătorim Ziua Națională a României, da? De-aia m-am îmbrăcat și eu așa. Și de asemenea, din semn de respect pentru tricolorii noștri care s-au calificat la Euro 2024 Germania. Bravo, băieți, mergem la Germania. Lângă mine, îl știți? Wild Cooking, frățiorul meu Raul. Niciodată nu mă las la greu, uitați. Astăzi o să ne gătească tradițional fasole, ciolan, cârnați, afumătură, nu, dragul meu? Facem și un grătar pentru că avem mulți invitați. O dăm frumos. Și o să vedeți că pe lângă Caterinca avem și ceva emoționant. Pentru că astăzi, uitați, îmi vine să plâng. O să împac doi prieteni buni care au fost certați timp de câteva luni. Haideți să vedem despre cine este vorba. Aolo, că am aia. Nu mă, că n-am voie că spans. Băi, da, hai, gata, merge. Dar lasă-mă, bă, să-mi fac emisiunea. Dragilor, e greu să fac astăzi ceva pentru că am un invitat, o să vedeți, de fapt v-ați prins cine este. Dar înainte să trec la invitații mei și să-i împac, vreau să vă prezint și formația. Răzvanel de la Autopen, da? Gata, merge acum. Dragii mei, înainte să ajungem la masă, vreau să vă prezint și formația de astăzi. Răzvan de la Autopen, Cătălin Inghe, las-o așa că am greșit eu și merg în continuare. Răzvan, al nostru de la Tunari, din satul meu, da, localitatea mea, și Cătălin de la Autopen cu formația lor. Și vreau să-mi prezinți așa pe fiecare în parte, că așa e frumos. Acordeon, Daniel de la Oltenița, voce, după cum ai spus și tu, Răzvanel, Vali, clarinet, aici în spate, Vasi, Chowder, balansul. Frumos. Sunetul și, bineînțeles, Micăița nostru cu percuție. Dragii mei, o să cântăm mai încolo, trec și un pic la masă la ei mei și după aia dăm drumul la muzică. Așa, gata, ia uite-i mă. Vă spuneam mai devreme că am emoții mari pentru că astăzi am reușit după mult timp să împac doi prieteni buni care nu și-au vorbit de ceva vreme. Migdale și nașul meu, Serghei Mizil, care miroase a naftalină, dar e al meu oricum. S-a jurat că nu vorbește primele minute, e în silențiu stampa. La mulți știu să fiu. Și acum o să începem. Dragii mei, frumosul acestui episod este că, deși este Ziua României, niciunul dintre cei doi invitații mei nu este român. Rom. Ești o credință. Pe ce? Ce, tu ești român? Uite, spune țiganul că sunt român. Ești român? Român. Du-te, băi, nașule, de aici. Da, mă, bă. Scrie român, dar el e țigan. De ce ne-am adunat? În primul rând vreau să vă... Deci fii atent aici, da, ca spune. Să spun. De ce mă fac toți țigani? În primul rând că eu am stat foarte mult cu ei și iubesc. Și eu iubesc. Și într-o emisiune am spus că sunt cocalar. Eram cu domnul Migdală, înțelegi, și era un majoritar care a întrebat ce înseamnă cocalar ăștia, mă? Și ăsta spune că... Am auzit că voi mâncați găini moarte de asta. Da, mă, voi le mâncați vii. Păi, dar așa este. Ele mănâncă, majoritatea mănâncă... Și ca să spun următorul lucru, indiferent dacă suntem țigani, flamanzi, bulgari sau alte chestii, că te dau la discriminare în două secunde, dacă pe buletin scrie cetățean român, e și ziua noastră. Păi dacă, te-am încurcat. Dacă sunt născut crescut în tei, eu ce sunt? Ce sunt Migdal dacă... Țigan, nu, țigan. Unde ești crescut? Țigan, în tei. Nu! Să dă pe aia. Nu, că așa face el, el nu poate. Dacă i-am dat să bea, greșeala mea că i-am dat să bea de la ora 10. E greșeala mea, e ora 11 și de 10. Eu v-ați câmpi și am zis că nu mi-a cam bun. Nu e. Mai... E lucider acum, știi? Îl vezi, uite, acum, pe bune, el tace din gură. Când se deschide apetitul, atunci aș dă el la vrăjeală. Pa. Acum nu prea... Ce faci? Migdale, sincer, ți-a fost dor de Serghei Mizil? Eu nu pot să stau fără el, fără să vorbesc cu el în fiecare zi, nu pot să stau. Da, dar vreo 4 luni ați vorbit. Hai să spunem la oameni. Cât? Vreo 4 luni ați vorbit. Nu, bă, ce ești? 3? Cam așa. Când am vorbit, mă, că m-ai enervat. Cum să vorbesc și eu? Da. În primul rând că nu l-a enervat. În primul rând că eu sunt singurul dintre toți prietenii lui care am rupt toate orașele și toate alea, nu să vizitez unde era el, în carcerea la Pârnaie. Deci a dus după el la, unde era el la pușcărie. Să mă rămătați. Peste tot, în toată țara. Da, la pușcărie, da. În toate unde? La Găiești, unde făceam frigidere. Da, la Giurgiu, da, unde, da, unde pescuiam pește, tot. La Racova, la... La Însurățeu, unde frații lui n-am fost. Deci n-avea niciun motiv să supere pe tine din nimic, cum ar veni.
Nu, de ce am eu boală? Ba da, de ce s-a supărat? De ce am eu boală? Alții care îl măscăreau în continuu când le-a dat telefon în 3 secunde acolo. Ha, ha, ha. Eu care am mers pe el, n-am putut să ajung la un eveniment că mi-a explicat, nu pot să fiu în 5 locuri deodată. Bă, acum stai să spun și eu, nu te recunde ce trebuie. Bă, n-am fi văzut, bă, e emisiunea da. De întâi. Bă, dacă eu vorbesc cu el, e ziua națională României, el nu te dracu de aici. La mine, la petrecerile mele. Dacă eu bă, vorbește frumos, te dracu de aici. Te așteaptă toți ăștia aici și dau nume, uite, te așteaptă ăla, te așteaptă ăla. Niște băieți de la Plăiești, prieteni de mei care băieți de nota 10, nu poți să zici nimic. La ziua lui erau 10.000 de ani de părnaie. L-a aștepta acolo așa și ia uite la el, vin acum țigane, vin acum și era la Adriana. Nu m-a supărat că era la Adriana, că și aia... Te-a supărat că te-a mințit. M-a mințit, da. Nu. Deci, motivul, da? N-a venit la ziua ta. Da, da, m-a mințit. Reportere. Nu, 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 nu-i frumos. Bă, da, mă sun și spui, băi prostule, nu pot să vin. Dar Migdale recunoști că nașul Serghei e pervers și mereu face așa la zile de naștere? La el nu ne invi- la el nu ne invi- la el te-a invitat frate la ziua lui? Te-a invitat frate la ziua lui? Păi și cum nu e pervers? Mi-a căzut bila. Bila. I-a căzut bila. Acum 26, 27 de ani, 28 de ani mai cu mine petrecere, fără mine nu făceam blagiu. El nu revenioane, Crăciun, sărbători, astea cu mine, noi făceam împreună, familia. Să vedem ce explicație are. Când, când eram în libertate, când nu. Băi, nu-și face ziua introsul ăsta, să duce și bea pe unea bucă la prietenii lui și aia înseamnă ziua nu, lui. Bă, nu, stai, Migdale, stai să vă explic dacă m-ați chemat. Lasă și pe el, hai să vă explic. Ce să explic? Ce să explic? Deci, mi-am făcut ziua tot timpul afară, deoarece nu e nicio plăcere când ajung la 70 de cotolani. Nu te mai bucur, toată lumea te bucur că e ziua ta, ce să mă mai bucur până la 70, că mă apropii de lift să-l iau, înțelegi? Păi până la 70. Până am făcut o gașă, trebuie să chem 1.000.000 de oameni. Soția mea mi-a spus, ce să ne chemăm cu toți, că nu e o bucurie acum la 70 de ani. Intră mai mult în tine, mai mult în el. În tine intră. Intră ziua că mă scol, înțelegi? În tine intră, da. Da. Și până la 65, 67, 67. Ce să facem? Ți-ai făcut ziua? Dar nu mai fac ziua, că ce o bucurie. Nu, e Ariciu muzulat. Și acum? Ariciu. Nașul meu este Ghețoi? Ariciu? Are Ariciu nașul meu? Nu. Cât bani ți-am dat trecut de aici? Câți bani ți-am dat trecut de aici? Mor, mă, vă iubesc. Dar știi de ce mă oftic? Că acum am pe bune, lăsăm Caterica, că el știu de ce face asta. El nu are obicei să-și facă zile aici, o numai să-i pleacă afară, dar așa cu un prieten vrei de suflet care i-am lui, își ia un bodyguard după el. Își ia bodyguard? Nu mergi un bodyguard, mă, ce... Umbri cu bodyguard, nașule. Dar nu mergi un bodyguard, ce bodyguard ți-am luat-o vreodată? Păi cine? Bă, la Constanța, mă, te duci, mai cu ei, băi. Faci prinsul, cu cine ești, mă, cu tare, cu cine nu dau nume, că să nu se supere oameni. Nu dăm nume, că da. Dăm nume toți acum, da, te întreb eu toți sunt luați ieri. Da. Și toți sunt luați ieri. Nu, bă, bă, și Revelionul și asta, la vârsta asta, nu mai e o bucurie. Bine, pentru mine, bă, pe mine doar e că dacă tot trebuie să-mi ierle sau asta. Dar nu ce mai e... Ce să-mi ierlești, mă, că trăiești... Păi stai, mă, nașul, eu mi-am luat naș pe termen scurt, eu vreau să mai am măcar 15 ani. La vârsta asta, toți, bă, unde faci Revelion? Mai merg de 5 ori la mare, mai fac 5 Revelioane și păi te iau după mine. Te întreb și eu, uite, tu dacă ești nașul meu de curând, eu mi-am luat așa țeapă să-mi iau, să te am doar 5-6 ani de acum încolo. Eu te-am luat pe termen, nu pe termen scurt. Păi ce vezi, bă? Păi să mai trăiești măcar până la 80 de ani, măcar 10 ani. Băi, tu nu vezi să arată la 70 de ani, Bulagiu? Tu nu vezi ce fac ăștia? Ia secunzi, dantura lui, dă un c***i. Ca, are placă pusă. Ca la oi, are dantura lui ca da. Eu, are placă pusă. Eu mă mândresc cu el, că toată lumea știe. Toți ne mândrim cu el. Nu stă nimeni fără toată, să audă de toți serie. Prietenii râd, că știi că stau aproape de Irinel și de Chibit, stau la 10 metri. Toți spun că acolo e sfârșitul meu la Chibit. Adică, la, ca să înțeleagă la Chibit, la domnul Casian la azil. Casian, la azil. Știi ce au zis leprele? Că o să-mi pună la Casian așa pe lanț, o să mă pună caiacul pe lanț, să mă duc, să mă întorc, să mă duc la distanță mare, că nu mai știu să mă întorc. Da, că tu... unde stau? Da, te-ar duce doamna Cora, ascultă-mă, doamna Cora te-ar duce la azil, așa o vezi? Eu cred că m-am rămurut de mică. Da, acum, lasă asta, face să ducă la azil, la cum se ține bulangiul ăsta? O mă duce încă 10-15 ani așa cu picioare. O duce, da, o duce, o duce. Face sport, face tot ce... Face halbere, ce? Aruncarea cu privire, ce sport? Dar el se vaite, da? Da, 2-3 ore faci de sport. Îi pune mâna puțin pe mine, fără că... El se duce... Vai de capul meu, Arnold! Azi, băi? Vrei să mă lasă? Păi și jos, ești forțos? Vrei să mă las jos pe masa acum să mă urc ca să vezi? N-ai curaj. Nu că îți faci de-l pantalon din jos. Anumite emisiuni au luat și 50.000 de euro oameni din cauza mea. Că ți-ai arătat... Da. Nu știu mi-am arătat. Porbagajul. Porbagajul cu zacuscă. Nu, s-a certat cu... N-avem voie, domnule, să vorbim, domnule. Coada mă doare în
Dragilor, acum... Da, să ne punem două întrebări, să fie inteligente întrebări. Nu, mă, lasă, să că mama înainte să spun două întrebări. Sare mama de la cenică din groapă când pune o întrebare. Ai cunoscut-o pe mama lui? Da, am cunoscut-o la pușcărie. Ea era, da, ea, mă, lasă, ea era la lădițe și era așa și s-au văzut prin gard. Ea făcea lădițe. Da, mă, cum să nu... Era o femeie... Cum să nu cunoscut, ești cretin? Nu. Ce cum trebuie? El cu cine seamănă? Din familie cu cine seamănă? Ia, el mai mult așa? Temperament. Nu știu, că era un om, cum să spune, pașnic, nu era cu Caterinca, nu era... Nu-i plăcea Caterinca. Adică nu știu, nu l-am văzut ca serios, adică la locul lui. Ăsta e cea mai panoramă din toți frații. Ai jucat barbuc cu tata vreodată? Băi, nu, fane spăitorăște. Că nu, fane spăitorăște. Fane spăitorăște la pușcărie. Nu se mult dacă te mint. Aveau zarul din pâine. Era un om care, îți dai seama, aveai ce să... Nu trebuie să glumești cu un om care... Poate și nouă care își permitea să glumească. N-avem voie lume. Da? Da, în Mareșalul putea să glumească, care, da, Amiralul. Ăștia mai pulsat, dar ca idee, nu spui. Dar așa nu-l interesa, cum îi mergeam în casă, stăteam cu Caterinca, așa nici nu ne deranja. Nici nu ce-i în casă. Dar avea glume, zici, băi, cum e tu, cât ai făcut? Dacă odată Gino a intrat și l-a confundat, că a văzut statuia și vorbea cu statuia, ce are, bă, tactul de glumată? N-avem voie cu ăla, n-auzi? Acum am zis-o, că n-a făcut nimic cu omul, am zis și noi. Iar începem șucărul, iar mă stă. Băi, iar nu mai vorbiți 6 luni, vă rog eu frumos. Nu, nu, nu. Dar omul nu vrea. Înainte nu să începem cu niște întrebări, n-am niciuna. Nu, nu, nu. Vreau să, pentru că este ziua României, vreau să am și o surpriză pentru voi doi. Nu mă interesează dacă nu pui o întrebare. Dar vreau să te ridici. Nu, eu vreau o întrebare, dacă nu pui o întrebare. Vreau să te ridici, ai zis că ești român, ai zis că ești român. Ascultă-mă și eu, ești nebun. Vreau să te ridici, că am și o surpriză pentru tata s-a bătut cu ruși, s-a bătut pentru Moldova, pentru alea, toate alea, tu spui că nu ești român. Uite, în memoria tatălui tău am și o surpriză pentru tine. Da, să te duci după el. Bă, dar ești, lasă-l, să zică. Nu mai blesteme de moment. Ești, băi, pomuniști, bă. Dacă vrei să vorbești cu el, îți aranjezi la Cernica. Nea Paule, să trăiești. Dacă nu-l lasă să zică ce vrea să zică. Nea Paule, așa îi plăcea să-i spună. Nea Paule, nu știu, dar așa. Păi, dar spui și tu cum să-i spui. Că dacă e mor de atât, ce are 100 ceva de ani. Trebuie să spui și Nea Paule să trăiești. Ia zi, să lasă zi. Nea Paule, să trăiești bine. Băieții mei. Nu, nu, nu ascultați. Am și o surpriză pentru tine, că așa e frumos, ți-am pregătit de mâncare până te îngălbenești, da? Acum este la cop, cum s-ar spune. Nu, creveții, trebuie să fie. Dragii mei, pentru că naționala... Vin și creveții pentru... A plecat cu barcamă? Da. Imediat și da, creveți, fasole, ce vreți voi. Dragii mei, pentru că naționala României s-a calificat la Euro 2024 și pentru că noi suntem... cum era? Generația de aur a lui Hagi, nu? Generația de aur a lui Hagi și... Și noi suntem... Și tu ești, faci parte din... De generația. Generația de... Nu, ăsta e cu Mircea Lucescu, cred, de seama lui. Eu cred că tu ești de generația de aur. Dar lui Mircea Sandu? Eu opriți emisiunea, nu mai... Nu, te rog frumos. Dragii mei, cu Migdale zis Ilie Dumitrescu, cu nașul meu, Mihai Stoichiță, că nu poți mai mult. Du-te, bă, de aici. Dar cine ești? De ce, bă, da, bă, că Mihai e... Eu sunt Lăcătuș. Lăcătuș. Și eu sunt normal, regele Hagi. Dragii mei, să cânte imnul de Ziua Națională a României.
Și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Emoționat momentul ăsta, nașule, a? Ai cântat, știi imnul, nu-mi vine să cred că tu știi imnul. Eu știu pe amândouă, bă, fraiere. Și pe ăla vechi? Da. Ia, zi un pic din ăla. Trei culori cunosc pe lume, amintind de un brav popor. Dă-te-n, Doamne, iartă-mă de cuță. Dragilor. Și știu și pe ăla care va fi următorul. Ia. Și-a de ursul în cur și urlă. Nu știi niciunul. Fraiere, bă. De la început la sfârșit nu știi niciunul. Du-te, bă, dracu. Dragilor, să nu, nu mă înjurați pe mine că e masa goală. Acum se face fasolea cu ciolan. Da, domnule, e singura... Niște creveți. E singura zi a României când mâncăm mese. Mâncăm, derupem după aia, dar... Să fie masa plină, dar de cele scuze că... Adrian, uite, Adrian are o surpriză pentru noi. Adrian, da, e vreo cu aici, gura lui. Adrian, gaza noastră, îl știți deja. E dă aia să nu faci reclamă, doar șeful pui așa. Șeful de aici. Ne dai o pălincă de Ziua României, da? Da. E șeful de aici. Și vreau să-mi spui ceva, să nu uit după aia, cu, cu migdale și cu postul. Să moară mama, migdale a zis, bă, ăștia beau din glastră. Așa, din lustră, din lustră. Să moară, mă, ai văzut o sticlă ca asta vreodată? Vine aici, Adrian. Adriane, come here. Come here. S-a jurat, mă, ta pe tine. Ia uite, bă, ce ne dă mâncați. Da. Îți dai să... Să moară, să moară, mă, ta-n pedeapsa, că ai văzut așa sticlă vreodată. Da, nu știu. De Ziua României... Să mai zic ceva? Așa avem, avem beciul primei cu d-astea. De Ziua României, bem românește, gen. Ma. Dar ce spune și tu, Adrian? Palincă. Palincă. Oh, aleu, ce culoare are să dau parte de ochii mei. Ba, bă! Bine, nu? Da, sunt dracu, pă, mă, să că nu ține... El duce încolo, să vede urât. Bulangiule, mă. Stai, mă, că este o emisiune de artă și cultură. Uf, Doamne, Dumnezeule. Ce frumos să mă uiu. Ia. Hai, la mulți ani, România. Hai, sănătate să vă dea Dumnezeu la toată lumea. La mulți ani, România. Și anul să fim mai bine. Mai bine. Și mai sănătoși. Aici vin la Adrian și fac moțul la băiat. Da. Da. Hai, Doamne, știi, ia. Să mă mor dacă trebuie, dacă mă primește. Vin leprele la UTI. Ia, că nu-i gretoasă, da? Da, mă, ce vrei, chine. L-a întrebat cineva, așteptam să. Să te umfli. Da, da, nu, că să mă umflu. Să zic adevărul, prietenia care a mai rămas... Oricum, da, să vorbesc cu tine, că tu rezi la mine. Da, ne-a vândut toți și ne-a lăsat. Adică, prietenia, știi cum e, ca bujunarul. Dacă ai, te bagă în seamă. Dacă n-ai, nu te bagă nimeni în seamă. Așa e, Serghei? Da, domnule, că... Eu exemplu de la mine. Că ăsta știe la câți am ajutat și tot m-au condus. În momentul ăsta, mai ești așa un prieten în care să ai bază? Afară de ăsta? Păi ăsta e prieten adevărat? Frate. Nașule, dacă ți-a venit fitul, Lucică din Tunari, din Mieni, spune de el. Care o să vă postim mai departe. Mai departe, dar întâi, deci singurul prieten adevărat. Ce e capabil? Nu, am avut prieten bun, Dumnezeu să-l ierte pe Lucian. Lucian, ai avut un prieten bun, Lucian. La care l-a pus frate pe A fost tata lui Rustem, care a avut Rustem care e aici, în tribună. Da. Ăla a fost viața mea, ăla ținea la mine cum ținea la Rustem. Tata lui Rustem. Da. Ăla era fratele tău. Și acum Maxim Serghei Mizil doar... Nu mă vin ăsta. Păi te-a vândut că n-a vin la ziua ta. S-a întâmplat. Nu. S-a întâmplat. Dar și oricine are, are greșeli, dar și el are greșeli. Ce greșeli, mă, mai du-te dracu de aici, de prostul dracu. Referitor că juri. Ia uite, mă, greșeli. Că juri, mă, și că vorbești urât obraznic, nu că faci intenționat. Tot românește, da? Tradițional românește. Adriane, ține-a băgat mardă în ea. Băi, dar asta ce legătură am, că nu-i... Lași, dracu, bă! N-are nicio legătură cu tradițional. Lași! Pune, mă, și pâine, dai pâine. Pâine de casă și niște furculițe și farfurii. Băi, nene, bă... La te pâine făcut aici. Da. Aici, la tine. În jacuzzi am. Pâinea asta e la tine, minte. A adus-o Rustem pe asta. Da. N-avem voie, mă. A fost cu mulți moderatori care au spus, Serghei, am pierdut emisiunea. Și-a luat și amendă de la... De păi, la... Dacă te duceai și le arătai porbagajul cu zacuscă, că normal că... Deci, revenind la ce spunea frățiorul nostru, vezi, ți-a dat o caldă că tu ai fi cam singurul prieten lui adevărat acum. Da, a rămas care... Acum la filmări. După aia te înjură? Nu, Doamne. Nu o să mă duc. Dar ne înjură reciproc. El mă jură mai mult. Eu mai puțin. Dar uite, mă, Serghei, că tu... Vreau și tu să dai niște sfaturi bune la... Urmăritorii noștri, de exemplu, o femeie bună, ca să o ții lângă tine toată viața, cum trebuie să fie? La apreția și cu bună scură de niște calități pe care trebuie să le aveți. În primul, deșteaptă, da? Să nu te caute, înțelegi, să
Majoritatea femeilor, înainte să te căsătorești cu ele, da, ce bun ești, te ia din căciumă, că nu putea să mă ia de la... Păi el a luat de la penitenciar, păi m-a luat din căciumă, înțelegi? Nu știu, nu mă fac. Nu te băga, pe tu ești moderator. Nu, ești moderator, da. Și după aia, 99% se schimbă. Dom'le, că nu mai pleca cu prieteni tăi, că băie, că aia... Păi dă-te, mă, nu mă lu să te bată. Păi nu mai luat din căciumă, de unde mai luat? Înțelegi? Deci, la mine intră toți băieții din casă, să bea, să face... are etajul ei, pleacă, își vede treabă, îmi vede treabă și să nu te sufoce, mă. Deci să nu te sufoce. Da. Dar unde ai fost, ce ai făcut, de ce ai venit la 5 dimineața, de ce? De multe ori mi-a închis și ușa și n-am putut să intru. De exemplu, tu ai fi putut sta lângă o femeie geloasă? Nu, ai avut și femei geloase? Nu. Tu nu prea nu te știu. Nu, nu. Da, tati. Nu. Ia frumos, mă. Acum vreau să mă întreb, nu. Orice mă întreb, spui nu. Hai, ia mai întreb ceva. Hai, te rog eu. Continuă. Dar fi sincer, mă, dacă vrei să... Cu gelozia cu asta. Nu. L-ai luat până în brațe? Nu, că s-a dispărțit repede. Nu, dom'le, nu, acolo, bă, e o poveste complicată, nu. Dar, în principiu, femeie, dacă zice, fii atent, în primul rând trebuie să, după aia să se întrețină. Să facă sală, să-și facă dieta, așa, că majoritatea o e slabă, frumoasă, își face atâta, stă la telenovele, nu spun postul, să bășesc, grohăie, mănâncă, doi porci, dar ce să mai faci cu aia, nu? Jumate o arzi, jumate te învelești. Dacă femeia nu se întreține și trebuie să te tenteze, cum ai tentat tu prima oară, ai crezut, da? Și da. Ți-a plăcut de mine prima oară, nu? Ia fi atent aici, că vreau să dau drumul. Vreau să dau duma supremă. Deci, migdale al nostru, ține post, corect? Da, nu, nici m-am. Dar, ascultați-mă, dragilor, aici. Serghei Mizil poate să anuleze postul lui de astăzi. Eu l-am turnat ca să vezi. Spune. Bă, mă sună, îl sun pe țigan, bă, mănânci? Nu mănânc, bă, să moară mama că stă în post așa. Zic, bă, chiar ești cretin, facem emisiunea, noi mâncăm? Și cum ai zis, să-ți dau de pâine de trup peste cap și poți să mănânci. Da. Deci dacă dăm cu pâine de trup peste cap, să anulează postul? Am anulat cu pâine. Dă-i, dă-i, mă, dă-i. Nu sunt o neață, o neață îți dă cu pâine peste cap. Auzi sigarul, spune, da. Bă, dă-mi cu tăietelor cu pâine peste cap și poți să mănânci. Și se anulează postul și poți să mănânci fasole cu ciolan? Asta am greșeală, e cu barbutul, când te juri fals că nu mai joci. Am înțeles. Dai de tăietelor cu pâine peste cap, nu joc. Dar chiar cu barbutul așa ai avut treabă, migdale? Nu. Nu? Jocuri de noroc? N-ai avut treaba asta. Bă, după nu, el a avut treabă cu pușcăria. Ce vrei, frate? Da. Uite. Dacă de sigură că ai făcut la pușcărie în Germania, iarăși te superdete, exact. Cine a fost singur? El cu barbutul nu a avut treabă, el a avut cu detenția. Nașul Serghei a fost la pușcărie în Germania? Da. Am fost povestesc. Anchetat. Ce să povestesc asta? Ah, am înțeles. Bă, da. A fost gulagiu. Făcea liniuțe cu mașina. Anchetat! Păi cu ce ai fost? Vă rog frumos, nu vă certați, abia v-am împăcat după 4 luni. Cu ce ai fost prins? Vreau să știu și eu. Citeam foarte mult în bibliotecă, la Hamburg. Așa, și cu praful pentru mama mare. No, nu e voie. Ne oprește emisiunea, nu e voie. N-ai voie? Nu, ba da, e voie, dar nu e voie cum ar veni. Deci... Medicamente. Trafic de medicamente. Bună ăștia. Da, bun? Da. Eu mănânc, uite, mă. A bucat ardei. Deci acum că s-a anulat postul, poți să mănânci și fasole cu ciolan, da, nu? Da, stai, da. O întrebare pentru țigan. Dacă nu băga ardei, cum e o iuțea? Cum zici o iuțea asta? Obligat? Cu ce o iuțea dacă băga ardei? Nu știu, dar obligat să fie iuț? Dom'le, facem un test de inteligență. Nu băga ardei, cu ce iuțea? Și că ăștia nu se bagă, mă, nu se bagă de iuța, acum bagă de... Băi, nu înțelegi întrebarea! Cu ce? Da. Te rog frumos să fii blând cu invitatul meu. Băga niște zeamă de vază. Boia, da. Zici tu, boia, lasă-mă că îi se pune... Uite, vezi? Burata, da. De ce îți dau să bei de la 10, bă, nu e vina mea? Bă. Și moderator. Bă, dacă stai pe asta, că da. Nu, nu, o țin. Dar în afară de astea două, mai ești tu vreo glumă? Nu. Știu. Bun, de neveste am înțeles cum ar trebui să fie. Dar uite, de exemplu, ai două fete, da? Am filmat cu ele, le iubesc, sunt familia mea. Tu, așa când stai cu ele, rar, care au fost cele mai puternice sfaturi de viață pe care tu i-ai dat fetelor tale? Le-am spus și de numai de mine. În primul rând, i-am spus că jderul nu are umeri. Corect. Că dacă îi bagă capul, se duce. Prima. Că te păresc ca, dom'le, ți-o bag doar puțin, se duce toată, tată, spune alunecă. Că nu are umeri, da. Alunecă. Una. A doua. Terminați cu râsul, că suntem în emisiune serioasă. A doua, să fie independentă pe banii ei. Pentru că toți fraierii, dacă tu ești la toți politicienii, pot să dau un moment, vreau să zic, ok, cum să îmbătrânesc, își lasă nevasta să vopsesc pe cap, își fac lifting, mifting, toate alea, și îl prinde o găină tânără care face varză.
ca și pe prietenul și cumnatul ăsta, cum l-a făcut. Și acum, hai să ne împăcăm că m-a făcut aia varză, mi-a luat casa, el mi-a luat totul. Bă, mâncați-aia și gura ta. Înțelegi banii tăi când a luat-o fraierul pe stânga? Nu, când a luat-o pe dreapta, tu era stânga. Uite, întotdeauna te-am admirat, Nașule, și nu... Nu mai m-am admirat. Nu, ascultă-mă, nu, acum e chiar serios. Pentru că întotdeauna tu ai fost genul de familie, adică niciodată n-ai suportat, cum ai zis tu, prietenii mulți de seama ta și au părăsit nevestele pentru unele mult mai tinere și din cauza celor tinere tu te-ai certat cu ei pe parcurs, nu? Că tu ai pierdut foarte mulți prieteni din cauza nevestelor lor sau amantelor mai tinere, iubitelor mai tinere, corect? Greșesc cu ceva? Bă, mâncați-aș gura ta. Cu oamenii sunt proști. Când ai 70 de ani, ești șchiop, ești așa, ești al complet, îți iei una de 18 ani, ce să fac aia? Până aia când o mănâncă, tu ești la ghincea militar sau la cernica sau unde vrei tu. Și ai lăsat și ceva pe dreapta, averea sau ceilalți, nu? Dacă te arde, dacă te arde. Corect. Păi uite, tu de femeie ai fost stați vreodată? Da. Hai mă, nu începe cu prostii. Exclusivitate de Ziua României la Fiță cu Adiță, Serghei Mizi recunoaște. El a căutat-o să moară mama. A fost ars de femeie. De ce vă strâmbați? Ce pot să-i spun? E nașul meu, îl iubesc prea mult, n-am ce să-i zic. Dar te-ai înroșit la această chestie. M-am înroșit de la... mi-ai dat sărăcie de asta. Trebuie să nu bem de asta, că deja mi se bâlbăie maxilarul. Da, se bâlbăie, da. Mai spune-mi despre tine, ce ai mai făcut ultima perioadă? De-abia aștept să vin să te văd în sală la film. Da, domnule, am filmat filmul. Bă, să știi, că m-am uitat și el întâmplător. Filmul este foarte tare. Când apare? Pe 11 avem premiera, unde am zis să merg să vă dau invitații, și pe 12 va fi în cinematograf. Păi dai și lui Cică invitații? Ce să înțeleagă prostul ăla din film? Nu înțelege, fii tu? Ăla când mă vede la pârnaie, zicea, prostul o să plângă. Bă, s-a dus Serghei la pârnaie. Ăla o să mă caute și cu ăsta o să mă caute cu pachete. Nu știu că e ăsta știe că e film. Dar vrei să-i ceva? Tu, dacă erai fratele lui cu adevărat, la câtă facultate a băgat Migdale, merita să joace un rol în filmul tău acolo. Era cel mai îndreptățit să joace. L-am sunat, s-a făcut o celulă să vină să-l fac șef de cameră în film și în astea. Nu pot să cred. Nu a reținut ora. M-a sunat și nu vrea să vină, eu i-am zis că pe seara, la 7, dimineața. Deci stai. Bă, ai făcut toatea filme, pe să filmează seara la 7, bă, fraie. Stai puțin. Deci da, domne, a ratat-o, l-am sunat, unde ești, mă? Pe eu joc, că a zis că nu joacă. Nu zice, vină la 7 dimineața, sau vină la 7. Lasă că poate mai e vreo 7. Deci nu l-am încurcat când mi-a spus BNP sau cum e? BNP. Vină la 7. Hai mă. Vezi că era bun să joace Migdale rol de șef de pușcărie? Am înțeles, 7 seara. Dar chiar Migdale, ai fost vreodată șef de cameră? Da, cum să nu? Da? Nu mai șef de cameră, ești prost? Da, nu mai șef de cameră. E, cum? Dar ce înseamnă șef de cameră? Uite, pentru toată lumea să înțeleagă, șef de cameră la închisoare, ce înseamnă? Dacă te prindeam pe tine, să vezi că te ardeam. Dar mai tai și mă din gură, mai tu vorbești. 25 de zi în cameră și nu se facă curățenie. Când ne jucam cu gâza asta mică cu ăștia, baște, dacă prindeam în cameră? Păi erai și gola mare tu. Poate ăsta că ăsta-i bagabond, dar tu? Tu n-ai butut nici covoare în viața ta. Nu, mă, dacă te primeam... Cum îl scoteam seara? Unde vrei, Adiță, la ce discotecă să vrei? Lăsă-l, să te dansăm, să te dau cu picioarele în neon? Regele meu, Migdale, spune-mi ce înseamnă șef de cameră asta, la închisoare. Lasă-l să povestească el, că tu n-ai fost acolo. Îți luam pachetul. Fii atent, ascultă-mă, eu eram șeful de cameră, tu veneai. O, copilul meu, ia stai la tata pe picioare aici. Cu ce ai căzut, cum e trăiești? Eu știu că ești nevinovat din prima. Da, bravo. Are familia bani? Primești pachete des? Țigări ai? Țigări ai, da. Deci tu gen, ca șef de cameră trebuie să ai o responsabilitate, nu? Da. La pușcărie ai mare responsabilitate. Nu, frate, cum e lider, de totdeauna a fost lider, nu mai lua la mișto. Nu, mă, nu vorbesc de el, vorbesc că ce-aș face eu ție. Ce mi-ai face mie? Te-am spus. Dar uite, zi acum, că se uită toată lumea, magiun mai ei? Nașule. Da. Mai consumi? Da. Fără magiun nu merge căruciorul? Merge. Dar oricum ai marte performanțe. Crezi că dacă mâine ai avea nevoie de 3000 de euro împrumut, Serghei Mizi ți-ar da? Nu. Nu. Lasă-mi că păi și care-i prietenia? Că ai spus că e cel mai bun prieten al tău, că nu sunt. Metaforic. E, până la bani. Deci stai, bun, deci el e foarte bun prieten, Serghei Mizi, până la bani. Când vine vorba de bani, se schimbă. Bă, bă, dacă a rupt toate orașele, toate pârnăile cu... alea, cu alea. Când am mers la Giurgiu, când eram detenție la Giurgiu, am venit cu câte tiruri de ou colorate și cu alea de pate. Le-am dat de pomană atunci. Le-am dat de pomană, bă. De... Ne-a chemat acolo și s-au venit cu tiruri, cu ou, cu alea de pate. În preajma Paștelui, nu? Da.
târcoalele Paștelui. Așa. Și ce a făcut? A dat la toată lumea. La toată penitenciarul. Deci la Giurgiu s-a venit cât s-a venit atunci? A venit cu mătru, ai venit tu, am mai venit. N-avem voie, da, dar nu plănuți numele. Nu, cu câte e școala, câte sute? Nu, mai zeci... Două tiruri de ouă, cozonac alea. Am cozonaci, am adus salamuri, am adus mai multe. Da, varză. Migdale, dar ai stat și în aceeași cameră cu Fane? S-a nimerit să stai și în aceeași cameră? Da, am stat pe timpul Ceaușescu, în 96, am fost la Pelic Roșii. Și am stat cu Fane când era am venit... Era puștare atunci. Da, l-am venit eu după restrictivă. Nu, am plecat. Da. Ți-e dor de când a venit după restrictivă, cum a spus, când a venit de la Paris. Ia, spune. Ți-e dor de Fane? Normal, cum să fie. Dă-i să fie. Cum să fie dor, mă? Tu cel mai frumos, tu ai vorbit de Fane. Pe cuvântul meu. Și fii atent, ce mi-a plăcut la tine și cred că ne-ai dat o lecție la toți prin ceea ce ai spus despre Fane, faza cu copilul cu SIDA, de care tu nu ai îndrăznit să te apropii, gândindu-te că poate, na, e posibil să-i SIDA la copilul ăla și Fane l-a luat în brațe, la pupa și... Stai puțin, că era și perioada în care nu știam noi cu SIDA. Da, 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 exact, nu? Da, exact. Te speriei, da, da, da. Și Fane l-a luat în brațe pe copilul acela, nu? Da. L-a pupat și... Asta da. Lecție. Bine. Mergeam cu Fane și cu alții care mai lume. Dacă știi la Bobocica, acolo a fost fără să zic. Da, știu. E săracul urmean. S-a luat și a dat de pomană, carne, ouă, brânză. Era genul care dea de pomană. Dădea multe. Hai mă, era și mechel, mă, ce... Dar mai ții minte ce sfat așa puternic îți dea Fane ție? Să nu mai furi din buzunare. Să nu mai furi din buzunare? Senzațional. Eu m-am fost pingar, bă, dar tu ce crezi că a fost intelectual? Nu știu pingar, bă, cu poze buzunare. Și a spus două secunde, fii atent ce a spus. Să nu mai fii hos de buzunare și să nu faci emisiuni cu adiță cu fiță. Bă, și vezi că nu s-a ținut de cuvânt. Fii atent, eu sunt bun, dacă glumesc. Eu furam, Fane nu fura, era la box, Fane, era altceva. Cum l-am învățat să furești pe el. Tu. Hai mă, du-te dracu, de aici, a furat Fane. Bă, dacă îți povestește frazul. Doamne, iată, păi, dar eu nu știu. Păi te mint, eu mă jur pe fată. Dar uite, tu vreodată ai furat nașului? Hă? Ai furat vreodată? Nu. Cu furtul nu, cu alte obiecte. Alte obiecte. Dar uite, Migdale. Da. Dacă ar fi să dai timp înapoi, ai vrea să fii același Migdale? Da. E tot același. Chiar, nu, adică chiar și cu anii aia mulți de pușcărie? Da. Tot așa ai vrea să fii? Sunt, frate, da? Eu n-am de ce să păi stai la pușcărie, a fost șmecher, mă! Nu mai mă schimb că... Iarii care i-am și ei și unde nu poți să te schimbi. Nu poți să te schimbi, dar normalul ăsta te vin de prietenii la primul colț. Pe mine m-a vândut de mult, m-a lăsat să-mi pierd casa. Eu să fiu sănătos. Da. Ai înțeles? Da. Face și noi un test de prietenie. Da. Vreau să-mi spui cât poartă Migdale la picior. 42. 41, da. 42. Migdale, cât poartă Serghei? Nu știu, vreau. Sergiu la 40, picior. 42. Nu. 40 jumate. 40 jumate. Deci are 1-0. Da. E mai bun prieten momentan. Da. Serghei. Ce hobby-uri are Migdale? Pușcăria. Ăla nu e hobby, e ca de domnul Migdale, ce hobby-uri are nașul meu, Serghei? Să tragă limbi. Nu tai nimic, nu tai nimic să fiu anabil. Rămâne, nu tai. Nu tai. Asta-i hobby-ul lui. Să mă rog dacă tai, că mai veni venim. El când se-mi bată, recunoaște, zice, bă... Deci, hobby-ul nașul meu e cu... Da, nene, da. Istria. Da, da. Vrei să ți-o spun? Șmecherește? Bă, asta e genială. Genială, e veche. Bărbații sunt de două feluri. Unii care îi cunosc? Și unii care trag. Așa e. Ce, am tras un vapor? Am tras o locomotivă? Să-ți fie de bine, nașul. Eu zic mai bine ca mine să trag limite decât să fac până la 15 ani. Au! Mergem mai departe, mai să departe, vedem da. cât mergem de mult vă cunoașteți. Mergem cât de departe să vedem cât poți. Care este actorul preferat al domnului Migdale? Eu. O, domnul Migdale? Actorul, da, din români. Asta e actorul meu preferat, mă, cum mă... Bă, vreți să vă spun? Era în detenție și am făcut mai multe filme și într-un film al marele regizor Mircea Danilu, că mă cheamă Radu. Și mă sună din Pârnaie, înțelegi? Bă, boule, cum te chema pe tine în film? Zic, Radu. Și zic, bă, prost ești, bă, pe mine mă chema Migdale în toate filmele. Eu mai prost decât el. Dar pe Brad Pitt în filme, îl cheamă Brad Pitt pe alea. La fel de prost ca și tine. Și mi-a chis telefonul. S-a ofticat.
Nu, n-ai înțeles nimic, să moară mama. Opriți pe emisiune, scoateți înțeles. Din pot. Nu știu, nu suntem pe aceeași undă. Păi de ce ți-ai închis, de ce ai închis telefonul, să spui? Pe cum să fiu la fel de prost ca Brad Pitt, mă? Pe ce e cu Brad Pitt? Nu, mă, a fost lasă-l, mă, să... Cine e Brad Pitt? Brad Pitt? Da. Brad Pitt, în primul rând, a jucat la Newcastle, a jucat central. Cu David Platt și cu David Seaman. Da. Corect? Și s-a pârlit în schit. Corect. Și a luat Europeanul în 2016. Brad Pitt. Cine vorbești, mă? Brad Pitt. Reactor, mă. Vezi că am 1-0. Ce 1-0, mă? Tu habar n-ai. A făcut Caterinca de el. Și de cum mă trebuie, că eu am jucat primul film, nu el. Știu, ce ai jucat tu, mă, tu în filme, Serghei se uita la tine. Lasă-mă, când jucam în filme, Migdal, te uitai la el. Că făcea mișto că ai jucat o secundă. Eu nu cam aș cura. Îl ia Călinescu că vorbesc cu el. Da, bă, da, 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 dar n-ai jucat. N-am jucat, mai vorbim, bă, că am jucat. Și spune, băieții, gare. Invidios. Bă, mă, am început și eu să joacă. Invidios. Bă, stați să vă povestesc. Ce rol i-a dat? L-a omorât, trăia și l-a aruncat la ghiera de gunoi și eu mă făceam că plâng. Au, ce ai făcut? Ai murit, te-ai aruncat la ghiera de gunoi? Așa rol i-a dat. Băi, băi, cum e trebuie? A jucat, da. A jucat într-un film cu romanță, cu... un film cu Manele, cu Călinescu. Nu, mă, lasă-mi de cu ăla, că l-a dat. Lasă-mă, taci puțin. Și hai în sală. În sală să moară mama, chiar dacă prindea lumina, era negru totul. Ce nu putea să vină la... Cine cânta? Adrian Copilul. Adrian Copilul. Nu, mă, Adrian, ăla mic cu Adrian. Sorinel, Sorinel. Copilul de aur, da. Nu, nu, Copilul de aur. Noi, la ultimul balcon acolo, bă, când a murit, toată sala, îți dai seama, toată etnia romă plângeau. Au, au, a murit când era filmul. Migdală prost de sus. Bă, n-a murit, să mă, mama, uite-l jos acolo. L-a lăsat pe ăla. Bă, a tot, l-a stricat filmul, mă, mâncă. O caterincă frumoasă. Du-te de aici. Da. Dar fasolea de ziua. Da. Fasolea, bravo. Iată, îl mai punem pe Cătălin să ne cânte ceva și mergem și noi afară la, la Raul al meu, că sunt singur. Eu nu merg afară, nu. Oprim emisiunea, plecăm acasă. Paule, mergem acasă. Nu mai fac nimic, mi-am, băi, am dat, uite și polici, că ne filmează. Greșeala mea că bem de la 10. Special pentru Aniță și toți invitații lui, pentru domnul Serghei cu stimă și respect. Iau ce spune. Doamne, de când să vă la buni, la 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 la. Toți prietenii mei buni, la 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 la. Au văzut că ne merge bine, la 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 la. Și m-a spus în toți cu mine, la 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 la. Doamne, cât am alergat lume până când m-am ridicat. Cine ieri mă dușmănea, e moment, astăzi e la mâna mea. Vă cumpăr pe toți, la 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 la. Am valor de boți, la 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 la. Și-o să vă dovez, la 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 la. Că nu se gândesc, la 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 la. Vă cumpăr pe toți, la 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 la. Thank you.
mulți ani, fiță cu atiță! Hai să vedem cu fasolea, hai! Hai că a venit și Fitu. Hai că... Ia uite, bă, asta, nu, tata! Dă-i ringul la lui tovarășul meu, nu, că ăsta le are cu bucătăria. Filmați-l un pic pe Raul, că merită. Wild cooking, uitați ce fasole ne-a făcut. Uite, mânașule. Uite cum te răsfăți. Vechele, da. De câte ori ai vin la mine, te-am răsfățat. Pentru mine e numărul 1. Uite ce fumul. Bă, vreau să vă pun o întrebare. Ia! Să mor dacă termin. La cine trage fumul, mă? La cine trage fumul? La cine trage, la cine fumul? Trage fumul? Mamă! N-ai voie în emisiune. La cine asta trage fumul? E, bă, e cu bă, la cine trage fumul? La francez. La cine trage fumul? El a vrut doar să taie ce e ăsta, nu știu ce e ăsta. Dacă spui ce e ăsta... Mărar! Ce e ăsta? Mărar! Lasă-l pe el. Habar n-ai. Mărar te mai dai bucătare. Urzici! Mărar! Urzici! Fii atent! Pentru că suntem foarte aproape de... S-au împăcat, mai mult să vă iau un braț, s-au împăcat, mă. Fratele meu, mă, dar nu ce să-i zic. S-au împăcat, mă, frumoșii mei, mă, s-au împăcat. Pentru că suntem foarte aproape, suntem pe Snagov, suntem foarte aproape de azilul domnului Casian. Mai avem și, mai am și eu un invitat aici, să l-am chemat să mănânce cu noi, frumosul nostru. Haideți, domnul Columbeanu! Haideți, domnul Columbeanu! Nu putem să nu chemăm și pe dânsul. Vezi la scări. Mie mi-a sărit maimuța asta din piept, dar merge. Vezi la portofele că e migdală pe tine. Ai și chef de Caterinca. Bă, dar nu te potrești niciodată tu. Domnul Columbeanu, prietenul cel mai bun al lui tata lui domnul Columbeanu cu taică-su frați. Da. Dar erau și cu... Și cu Marin, cu mlată mea. Probleme atunci că dacă... Mi-i dă lăsa ăștia. Mă ții câțiva de părnaie, mă ții. Dacă trebuia tactul de aresta ăștia. Dragii mei! În spate, brigadă mare. Au venit mulți de la București pentru noi. Am zis cum a sunat, ca și cum a fi la țară. Mulți de la București pentru noi, prieteni ai noștri. Luați și pe patronul de aici. Patronul, vino mă, Adriane, vino mă, Rembo. Hai mă, Adriane, vino cu acea mă, sunt vreo eu. Pentru mine. Eu și cu Adrian mâine o să fim la spital. Dacă vedeți ce frig aici, dar noi suntem la... Eu că n-ai zis. Aici care e șeful. Mulțumim, Adriane, pentru tot. Care aveți nevoie să faceți botezi. Raul, Wild Cooking, canal de doi, fratele meu. Ce, tati? Cea mai frumoasă locație de să facă nuci, botezul, ceva. Ce vreți aici? Uitați. Pe cuvânt. Deci recomand. Piscină recomand. În spate, tot ce vreți. Mai zi tu cum se numește, că mie nu-mi iese. Las-o așa. Maroon. Ce? Maroon. Las-o, lasă să sunt. Și aici, deci fasole cu ciolan și cu crânația fumați. Lasă să sunt. Eu săptămâna care vine vin la pește aici, la prietenul meu. Îl lași la pește? Aici, da. Gata. Da. Toți peștii venim la pește. Da. Ce pune pe grătar, Raul? Avem burticică de porc. Burticică de porc, cârnați, cotlețele, creveți. Creveți. Ai pus creveți. Ai mâncat toți creveții, nu le-ai lăsat și la lăutar nimic. Și am mâncat și cremiști. Crembiști. Am mâncat ăsta o jumătate de platou să moară. Domnul Columbeanu, se-ți vine, da? Da, da? Domnul Columbeanu rămâne cu noi. Am avut și șlipi. Rămâne cu noi să mănânci o fasole cu ciolan, nu? Da, da, rămâne aici. Ce mănâncă? Fasole cu ciolan. Să te iau pe... Uite, bă, ce sportive, uite-l, băi, n-are nimic ca pe... Dragii mei, vedeți, cam asta e ziua României. Da. Ia, Raule, pun și-o botul, asta e, țin post. Da, și am băut și de aia și dacă pun ceva pe sunt mine... Curat. Te ia căluși. Da, să facem mare și prefer să rămână mică. Vreau să-mi spui ceva acum de față cu toată lumea aici. Da. Te-ai înșelat vreodată vreo femeie? Toate. Păi care și toate, bă? Păi și stai și așa. Bă, cum mă trebuia să păi și cum? Nașa mea, Cora. Doamna Cora niciodată, nu pare, gen. Orice meci. A, nu-i cu femeie. Bă, cum te ești până la urmă? Bă, cum să moară mama. Nașa, iartă-l, e vina mea. I-am dat să bea de la ora 10. E ora 3 până la 5, să aduc pachet. Simțiți bine? Totul bine, domnul Columbeanu. Da? Deci în brigada asta, în formula asta... Domnul Columbeanu. Bă, du-te, drept. De la avânt. I-ai uitat ceva, i-ai uitat un vapor. Domnul Irinel, ne... să nu mai stați în fric, mergeți să înăuntru. Mergem tot, să mergem gata, tot, să fac și o încheiere, să meargă, mergem înăuntru, să continuăm... Ce dracu? Dar cu ce parfumul îți dai? Cum se numește? Cine? Naftalinos? Naftalinos. Miroși a naftalinașului, dar asta este. Poți să te iau după deci, mine, mă. Da, mă, de ce să mă iei după tine? Bă, nu-ți vezi de treabă,
N-avem voie cu violență, mă. Păi de ce faci tu, de ce faci violență? Dar tu de lumea tăi, dar ce te-ai de dat lumea tu? Da. Verbal avem. Dar tu faci numai fițe cu noi. N-ai voie, mă, că te taie. Dar nu a vrut să taie pătrunjelul, Măraru. Măraru. Nu înțelegi, mă. I-a vrut să toace Măraru. Uite, Măraru. Nu știi ce e ăsta. Măraru, mă, idiotule. Bă, că mâncam eu Mărar, tu nu erai născut. Păi probabil că da, normal, ești născut în 84, tu ești în 32. Când era mica ta, nu mai Mărar mâncam, mă. O întreba, mamă, ce avem la masă? Nu mâncai Mărar, mâncai mai rar. Felul tâi, felul tâi, Mărar, felul tâi, mamă, Mărar. Cred că voi, familia voastră, mâncați crevești și pe vremea aia. Adevărat să mâncau fructe de mare pe vremea aia? Păi da, mă, că am tâlhărit acest popor. Da, a furat tot poporul. Dragilor, cât avem, băieții mei, și asta nu se taie la montaj, ca să știu dacă mai ținem sau încheiem. Avem și noi o oră acolo. Avem? Cu muzică, cu dalea? Hai, Paulică, ți-e poftă? A? Zi, mă, zi cameramanul meu, mâncai aici gura lui. Paule, nu, zi, du-te, bă, de cum mă, tu vecii acolo. Dragii mei, cel mai bun bucătar. Sper că v-a plăcut, a fost așa de, din scurt. Și chiar dacă v-a plăcut, nu ne interesează. Asta e cel mai adevărat. Dar am vrut să par altceva, că sunt gen moderator. Vă rog frumos, nu vă luați după nebunul ăsta, că e de bun. Migdal e un personaj fabulos, îl iubim, este familia noastră. Nașul meu e nașul meu, dau dracu. Mi-au căzut urechile. Mergem înăuntru să continuăm șprițul. O să-mi cad ochelarii că nu mai am urechi, prostul. Întreb ceva. E ziua națională, mă? Da. Ziua națională frumoasă. Pupă de generația dragi, Daur. Eu pup și eu pe cei dragi de acasă. Gheorghe Hagi, Ilie Dumitrescu și Mihai Zărbită. Ce dragi de acasă, lui domnul sunt la penitenciar. Nu vă să mai arestată, mă? Nu nevastă-ta, e singura. În fata mea e arestată. Lasă, lasă, te rog eu, nu, nu, da. Da, soțul, că iar vă certați. Soțul fetei? Este. Brăduitor. Brăduitor, bă, băiat. Brăduitor. Păi tu ai zis. Bă, scurt, tu, tu. Eram la munte cu el și erau oameni serioși și nu mai dăm noi. Miniștri toți aia. Și sunau toți aia și îl întreba, unde ești? Afară sau înăuntru? Afară sau înăuntru? Și aia credeau că sună din străinătate. Zi nu, afară, le sună până el sunau. Ușor, nașule, că mai am nevoie de tine. Dragii mei, să sperăm că nu e ceva grav. Cu multă respect. Cu multă simă de respect. Să vă nu pe piept. Drept în piept. Nu pe piept. Încă o dată mulțumim frumos. Hai mă, gata că ne-am nu, făcut vată. Ia, votul cu votul de încheiere, hai. Da, cum duc? Hai, dă-te în doamne. Da, vedeți, ăsta-i nașul meu, n-am ce să-i fac. Nu știu ce ăsta, Maraș. Vă pupăm. Și să, care ne vizitează cu onoarea și cu care prezența. Care ne vizitează la pârnaie și care a rămas la pârnaie. Și care ne vizitează. Și care se uită la noi. Să nu-i luați în seamă, ăsta-i în plangiu, ăsta-i în plangiu. Unde te vizitează? Bă, flyerul, el a rămas acolo, bă, și ea care ne vizitează. Care, deci pe toți care vin care la vizită. Care vizitează să vină cu pachet. Dai, mă, cum? Care se uită la noi. Să veniți cu, toți care vă uitați la noi, să veniți cu pachete. Să nu-i luați în seamă, să-l tălăm ăsta. Ai văzut că a rămas cu reflexe și ea care ne vizitează. Păi noi suntem în libertate, mă, prostule. Aici am să te mă, care ne vizitează pe fiță cu adiță. Păi de excursiv asta, văzut și vă pup și vă iubesc. Doamne ajută. La mulți ani, România. Forța națională anul la anul. Hagi! Mergem în Germania la anul? Mergem la pușcărie la anul toți. Dumnezeu cu tine, e nașul de rup de dat. Hai, vă iubim! Sănătate! La anul merg la pârnaia, mă, doi! Ce vreți, măi? Băi, idiotul, are știu de vizitează, adică că... Da, măi, ne vizitează, ne, da! Ne urmărește, ne... De om de bun, aici.